Domnule Mircea Petean, poezia a fost și a rămas activitatea esențială din viața dumneavoastră. Ați publicat mai multe volume de poezie, începând cu cel din 1981 și până în prezent. Această relație cu o formă de artă și cu o formă de cunoaștere și de autocunoaștere, care poate că în ziua de azi nu mai e considerată chiar așa de importantă, s-a menținut. Cum s-a întâmplat asta? M-am temut că voi muri tânăr și din spaima asta cred că s-ar fi o sursă, o explicație. Am mizat pe poezie și pe intensitatea trăirilor. Poezia fiind, în viziunea mea, după mintea mea, un mod de a reflecta această intensitate a trăirii. Fiind așadar poezia și o formă de a exprima această teamă de moarte sau mai degrabă o formă de a rezista la această teamă? Mai degrabă o formă de a rezista, desigur. Dar uite-te că sunt aproape de 70, spaima asta a dispărut și atunci poezia a rămas în timp o călătorie, de fapt. Cred că cea mai bună metaforă ar fi, din perspectiva mea, pentru ideea de poezie, călătoria. Orice călătorie este, de fapt, o aventură. Aventura continuă. Și, sigur, e un dor, o dorință de a cunoaște spații noi, mări, oceane, ceruri noi, pe care, sigur, le străbați în imaginar. Toate călătorile astea sunt și reale. Eu sunt un călător inveterat, dar sunt, de fapt, interioare. Și mai precis, e vorba de o rostire lăuntrică, de un discurs interior, o rostire lăuntrică, zic eu. Și atunci poezia e un fel de jurnal, un fel de mărturie a acestui periplu prin lumile interioare și un fel de precipitat, de fapt, al rostirii lăuntrice. Poemul, mai precis, e sigur un precipitat al acestei rostiri lăuntrice care te definește în ultima instanță ca prezență umană. Sunt lumi interioare care n-au rămas însă doar la experiența individuală. Ele sunt deseori foarte populate. Vorbeați de spații, de zone de descoperit. Chiar dacă sunt reale și ați călătorit în ele, imaginația le-a adăugat uneori chiar o mitologie. Sunteți cunoscut, printre altele, pentru cărțile despre o anumită zonă a Transilvaniei. Le-ați adunat în trilogia transilvană. Este vorba de volumele din cartea de la Jucu Nobil. Ați construit aproape o mitologie, hai să zicem, folkneriană asupra unei zone în care ați și trăit, în care ați gândit, în care ați simțit. Ce v-a îndemnat să faceți asta? Ca poet, sigur că traversezi mai multe etape, dar fi să definesc câteva, aceasta ar fi una foarte importantă. Am descoperit la un moment dat paradisul copilăriei și lumea aceea a copilăriei cu toate ale ei, cu personajele, cu spaimele, cu peisajele. Cu aventurile. Desigur, da. Și atunci, așa s-a născut primul volum din trilogia aceasta, dar bănuiam că va fi mai mult decât acel prim volum, pe care l-am scris cu o bucurie sălbatică, în câteva veri, la Jucu Nobil, în casa părinților mei. Asta se întâmpla prin anii 80. Iar mai târziu, prin 90 și după Revoluție, s-au adăugat alte două tomuri care cuprind această, care formează această trilogie transilvană. Încet, încet am început să-mi gândesc cărțile
Am început să scriu cărți, nu doar poeme. Uh-huh. Am avut imaginea, ideea unor cărți care s-au adunat în câteva trilogii. Asta nu înseamnă că aș fi blagian, deși unii au căzut în capcana aceasta. Faptul că scriu o trilogie nu înseamnă că ești neapărat blagian. Au mai scris și alții. Au mai scris și alții, da. S-a întâmplat să călătoresc prin Liguria și călătoresc în fiecare an, măcar o dată mă duc și stau. Uneori stau cu lunile pe acolo. Fiica mea trăiește acolo, am doi nepoței superbi și evident că scriu. Pentru că asta e. De atunci, inevitabil v-ați asumat și acele spații. Absolut, absolut. Unul dintre criticii mei chiar a avut o bună intuiție, Irina Petraș, cred, că a spus că sunt un bun poet al locuirii. Se pare că am antene destul de fine pentru a reda, a evoca niște spații, dar, repet, aceste spații sunt, de fapt, reverberațiile lor în lăuntrul meu. Sunt fragmente din rostirea lăuntrică despre care îți vorbeam. Dar încet, încet s-a alcătuit trilogia Ligura. Au apărut două volume până acum și îți mărturisesc că sunt pe cale să-l isprăvesc pe al treilea. Primul se chema Catedrala din Auz, al doilea Nerostitele. La ăsta am ezitat între mai multe titluri. Cel care va apărea. Cel care va apărea. I-am zis la un moment dat, provocator, tăceți. Oh. După aceea, de ce? Pentru că în primul volum vorbesc despre rostire. Plăcerea de a te rosti și de a te rostui rostindu-te. Mi-a plăcut jocul acesta de cuvinte și l-am exploatat cât m-am priceput în primul volum. În al doilea, vorbesc efectiv despre rostirea lăuntrică și nu prea mă interesează poezia. Este un roman, l-am și intitulat așa, un roman, Nerostitele. Inventez acolo un personaj care are dublul său și așa mai departe. O întreagă poveste. Antipoezie fac acolo. Un poet adevărat, de fapt, eu cred că trebuie să experimenteze tot felul de formule, absolut. Nu-mi plac tipii care se autopastișează într-o veselie. Deloc. Și acest volum, al treilea, ancorează în tăcere. Tăcerea și alte poeme ligure ar fi putut fi un titlu, dar era prea pretențios. Nu-mi plac titlurile pompoase. Alții exploatează această formulă. Deci de parcă ar ști totul despre... De la exuberanța primului proiect, descoperirea aceasta a copilăriei și a unui spațiu care se devine mitic... La această experiență a tăcerii, exact, din nou proiect, e o cale lungă și o cale în care s-a desfășurat și o viață. Vorbeați de faptul că la un moment dat ați trecut de la poem la carte, în sensul care ați trecut de la, poate, notație, o experiență legată de un anumit cotidian, la ideea unei rostuiri, a unui limbaj care să dea ordine. Exact. Mai intervin aici, sau mai intervin câteva dimensiuni, chiar dumneavoastră a spus, am scris poezie în mai multe zone, a scris poezie admirabilă de dragoste, de asemenea, da, poezie socială. Da, așa. Cum ați împăcat toate acestea? Să le împace criticii. Okay. Eu le-am scris și mă simt bine în toate aceste zone. Ai remarcat foarte bine, o vreme scriam cu gândul, fără mari pretenții. Scriam, era o bucurie a scrierii, pur și simplu. A rostirii, dacă vrei. E un jurnal al experienței. Nu căutam nimic. Găseam câte ceva. Și poemul se construia din aceste nimic. De la ceva ce vi se întâmpla, exact, de la ceva ce vedeați, un detaliu. De la întâlnirile mele cotidiene, cum bine ziceai, de la sugestii din cărțile pe care le străbăteam. Asta fac și acum. Citesc sau mă uit la televizor cu gândul că poate că pică ceva pentru vreunul din... Pentru lucruri mai importante. Pentru lucruri mai importante. Vreunul din poemele mele, dintr-una sau alta, din trilogiile mele, apropo de ele. Deci ai zis bine, poemele Anei, toate cărțile mele se încheie cu un ciclu de poemele Anei. Le-am adunat inevitabil la un moment dat. A apărut și ediția a doua, am adus-o aici. Și scriu în continuare la poemele Anei. De ce? Păi până pe la 26 de ani, când am cunoscut-o pe Ana,
scriam poezie, dar după aia mi-am dat seama că merită ars etapa aceea și n-am păstrat, te rog să mă crezi, am aruncat, nu știu dacă chiar le-am ars, dar am aruncat și multe texte scrise în perioada studenției și chiar prin liceu, mi s-au părut total irelevante dacă nu prostești. Pornind de la noua experiență de viață acestei întâlniri? Exact. Întâlnirea cu Ana a fost decisivă și după aia am început să leg efectiv în poezie și să scriu, să simt că scriu poezie adevărată. Și bineînțeles că un fel de omagiu, de, ca o recunoștință, așa, am scris poemele Anei, pe ea punându-o și ca martor la toate experiențele poetice pe care le-am străbătut. Cam așa s-au iscat poemele Anei. Ea a fost, pe de-o parte, ceea ce v-a dat luciditatea a ce este poezia și a faptului că sunteți poet din acel moment și, pe de altă parte, constanța care a echilibrat toate celelalte diseminări, rătăciri, aventuri în diverse proiecte? Exact. Da, a fost, cum să zic, apropo de precipitat, e un reactiv. Ca să creeze precipitatul, e pui un reactiv acolo. Este acesta motivul pentru care poezia... Unul dintre reactivele este iubirea la mine. Este acesta unul dintre motivele pentru care poezia dumneavoastră dă senzația unei fericiri? Pentru că am pornit de la ideea, și dumneavoastră a spus, mărturisirea, mi-a fost teamă că o să mor tânăr, poezia a fost o formă de a rezista la această, la această teamă. E în general o poezie care duce la o experiență pozitivă, luminoasă. Da, cred că ai sesizat foarte bine și unii dintre comentatorii mei au sesizat acest lucru, faptul că aș fi un poet care mizează pe vitalitate, pe fertilitate, pe substanțialitate. Da, există acest lucru, sunt conștient de acest lucru și îmi plac poeții fecunzi. nu-i prea iubesc pe sterili, chiar dacă... Și fecunditatea ține de această chiar dacă construcție. Ei ar vizita teme importante uneori. Da. E vorba de o fecunditate în creație, în construcția unor lumi exact, complexe, exact. Plurale. Da. Poetul e creator de lumi, administrator inclusiv, nu mi-e teamă să spun acest lucru, trebuie să fie și un bun administrator al acestui domeniu pe care el îl creează și care este, de fapt, nu o lume, ci și un conglomerat de lume. Înseamnă și organizator, și geograf, și istoric, și în același timp cineva care are grijă de această lume? Da, exact. Un poet în lumea aceasta în care trăim trebuie să fie și un bun agent literar, și un foarte bun critic literar, editor, de ce nu? Asta e. Altfel nu, da, e o lume, nu există. Domnule Petean, e o lume în care poezia se citește tot mai puțin. Adevărat. Poetul în lumea asta în care e tot mai puțin citit, cum se simte? Să știi că sunt poeți și poeți. Sunt poeți genialoiți care scriu pentru critici literari, pentru critica literară și care se cred osii ale lumii. Un fel de carieriști în poezie. Da, nu-mi plac genialoizii. Sunt poeți de felul acesta de care vorbeai tu, gregarii, care le place să se rostească în spații publice, uriașe, pe stadioane chiar. Au existat și la noi și în alte părți astfel de poeți, gregarii. Narcisiștii de azi. Narcisiștii de azi, exact. Sunt intimiștii, ăia care scriu pentru cei din familie, prieteni, nu știu ce. Și sunt aristocrații care scriu pentru ei înșiși sau pentru nimeni. Eu sunt dintre aceștia. Nu deja m-a scris cartea de la Jucul Nobil. Un aristocrat de la Jucul care a transformat acest spațiu într-un spațiu nobil. Asta este. Asta este. Așa mă consider. Un astfel de... Ilustrez un astfel de poet. Așa că nu mă prea interesează. Această nobilitate vine din credința în forma poeziei? În credința că ea va rezista, da, în ciuda tuturor problemelor? Credința că ceea ce spun eu, că fragmentele de rostire lăuntrică pe care eu reușesc să le prind în poeme, cărora reușesc să le dau obiectivitate, scripturală măcar, contează.
dacă nu acum, vor conta. Lumea aceasta, lumea e într-o perpetuă schimbare. Și niciodată, hai să fim serioși, poezia n-a fost un fenomen pentru mase. Uh-huh. Niciodată. Când vrea să fie un fenomen pentru mase, deseori este suspect acest aspect. Exact. Așa că eu îmi văd de treaba mea. Rostirea este o rostuire, adică este o punere în ordine, dă sens, dă seama despre lucruri în același timp. Această formă de mărturie colectivă, până la urmă, nu? Eu sunt un aristocrat, dar nu neapărat în sensul individualist, în care nu-mi pasă de lume sau de ceilalți. Îmi pasă de cei care vor veni înspre aceste forme de rostuire și vor înțelege că poezia este, poate, îndrăznesc să vă întreb, o lecție despre cum să trăim împreună? Poate fi. Poate fi. Poate fi. M-aș feri de cuvântul lecție. Chiar și de cuvântul model. Dar poate fi o mărturie care să stimuleze pe ceilalți. Cu condiția ca oamenii, ca ceilalți, să învețe să asculte, să învețe să revină la lectură și să recapete conștiința faptului că una din marile surse ale bucuriei de a fi pe lume este lectura efectivă, parcurgerea unui text. Oare această formă de ascultare nu a început să lipsească și la unii poeți care nu mai îi ascultă pe alții, nu mai ascultă literatura, nu se mai ascultă decât pe din sine? Din păcate, da. Sunt destui poeți tineri. Eu, ca editor, cunosc fenomenul foarte bine. Pot fi chiar interesanți, unii chiar sunt foarte interesanți, dar pe care nu-i interesează ce a fost înaintea lor, ce va fi după ei. Ei sunt alfa și omega. E un soi de narcisism, de suficiență mai degrabă, care mie mi se pare non-productivă, dacă nu chiar periculoasă. Să zicem că este o tară a societății în care trăim. Ați scris și scrieți și poezie socială. De ce este ea necesară? De ce poezia poate face și asta? Acum, ca poet, Horia dragă, n-ai cum să nu răspunzi tuturor provocărilor. Și, în fond, poezia este și o formă de a răspunde tuturor provocărilor, inclusiv celor care vin din zona socială, politică chiar, de ce nu? Din zona politicii literare. Sigur. Eu sunt foarte sensibil la ceea ce se cheamă comedia literaturii, divina comedia literaturii. Și răspund în textele poate că e mele. Mai puțin divină. Ironic vorbind, sigur. Da. Sigur. Și atunci a fost o perioadă în anii, în deceniul satanic, cum îi zicea bunul nostru profesor Mircea Zaciu, anii 80-90, când furia, neputința, revolta se traducea în poeme sociale, cel puțin în ceea ce mă privește. Ironice, sarcastice, grotești uneori. Era un mod de a mă elibera și de a răspunde unor provocări. Sau chiar de a pune o oglindă în fața unei lumi care era în acest exact fel. Era o exasperare. Am scris din exasperare. Dar, repet, am scris cu bucurie sălbatică și chestiile alea. Eliberându-mă scriind, mi-aduc aminte că aveam o mașină de scris, mi-a dat mama odată niște bănuți într-o pungă de hârtie și m-am dus, cu ăștia te duci și îți cumperi mașină de scris, mi-a zis. Wow. Și a venit și ea să se convingă că mă duc și îmi cumpăr așa ceva, nu altceva. Pentru că mai făceam prostii din astea. Îmi dădeam bani pentru o haină și cumpăram cărți. Și la mașina aia de scris, dragul meu, în perioada aceea, am scris o grămadă de cărți și de poeme, majoritatea sociale. Dar mă simțeam un pianist virtuos, bătând clapele mașinii acelea de scris. Uh-huh. Și citindu-i ani așa, cu o bucurie nebună. Niște texte care mă ajutau să supraviețuiesc într-o lume cretină, agresivă, urâtă. Da, am scris și așa ceva. Deci exuberanța se poate manifesta pentru poet și așa. Da. În momentul în care sunt puse în scris, sunt puse în ordine, așadar, structurile și mecanismele chiar ale unei lumi negative. Exact.
da, am trăit această experiență. Acum, ți-am zis, treci prin diverse etape. Una a fost cea în care adunam nimicuri și scriam poeme din nimic. Alta a fost încercarea de a recupera Atlantida, civilizația, lumea scufundată în memorie a copilăriei. Alta a fost poemele Anei de care ți-am vorbit, poemele sociale, cam așa s-au scris, iar acum am ajuns la limanul acesta. Rostire lăuntrică, tăcere. De fapt, poezia, în afara tăcerii, nu există. Nu-mi place zdrângăneala de cuvinte. Există o lume a tăcerii. Dacă asta înseamnă o esențializare a scrisului, exact. O purificare a lui. Exact. Cum se scrie despre tăcere? Cu minte. Atent la efluviile din adânc ale lumii, la reverberațiile din adâncul tău. E tăcerea din primordii, zic eu. Nu e tăcerea asta care se opune zgomotului lumii neapărat. E și asta, evident. E și tăcerea dintre două litere sau două sunete, dintre cuvinte. E și așa ceva. Evident că sunt sensibil și la așa ceva. Dar sunt foarte sensibil și mă fascinează de tânăr, să știi. Tăcerea din primordii, tăcerea aia de dincolo de Dumnezeu. Aia mă fascinează, golul în care toate se resorb. Și lecturile mele din filozofia indiană, din Tao, din Lao Tzu, din Tao, mi-au alimentat această perspectivă, această viziune. Și mi-o alimentează în continuare. De fapt, când nu pot scrie, sunt momente când de criză, când ți se pare că n-are sens să mai scrii un rând, că s-a scris destul, că ai scris destul, că în fond n-are sens nimic pe lumea aceasta. Trăim în absurd. Ai și momente de criză cumplite. De depresie chiar. De ce nu? Nu mă feresc să spun asta. Aș fi ipocrit să nu recunosc și asta. Oricât de bucuros aș fi că exist, că scriu, că iubesc și așa mai departe. Ce faci atunci? M-au întrebat copiii cu care îmi place să discut cu copiii, cu tineri. Ce faceți, domnule, când cădeți în puț? Păi ce fac? Dau lovituri de nisip în aer sau în adversar imaginar, ca boxerul ăla care se antrenează. Asta fac. De la teama de moarte, la exuberanță, la bucurie sălbatică, la tăcere. La tăcerea aceasta care ne re-leagă cu ceea ce este probabil profund și adânc în noi și în lume. Mircea Petean, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste mărturii și mărturisiri minunate. Eu îți mulțumesc că ai scos poetul din mine, că lumea mă reduce la editorul de succes, ci că aș fi unul dintre ei. De ce nu? Îți mulțumesc că ai scos la iveală poetul din mine. Oricum, el e în cărți și ele rămân. Mulțumesc încă o dată. Și eu ție.